Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Viața proprietarului de BMW sau BMW, cum ar zice unii dintre colegii noștri, nu e simplă. Chiar dacă proprietarul de BMW nu este nevoit să folosească semnalizatorul ca toți și alți șoferi. Da, e din fabrica asta pentru șoferii de BMW. Sunt alte provocări. Cum ar fi? Mentenanța. De pildă. Adică o corvoadă. La BMW. Dacă știgi la BMW, la barbut un BMW cu 10 litri de motorină în rezervor, belelele de-abia încep. Adică trebuie să mai faci jos de 10 lei, să mai pui 2 litri de motorină. 1 litru de motorină. Cât e litru de motorină? 8 lei și 9 80. Lei aproape. 9 lei. Nenorocire. Un domn din Timișoara cu BMW seria 7 vrea în schimb o Dacia Spring. Mm-hmm. Iar plăcea... Ar vrut că și eu am luat cărucior de cumpărături maică-mii. Este o răutate. Vezi că Dacia Spring e ca o trotinetă electrică cu acoperiș, da, și dar îți faci treaba cu ea foarte bine. Domnul cu pricina a scris pe grupul de Facebook dedicat modelului Dacia Spring. Există grup de Facebook, găsești orice pe Facebook. Aș dori dacă puteți, zice acest proprietar de tigaie, aș dori dacă puteți să-mi împărtășiți niște păreri legate de mașina, adică de Dacia Spring. La drive test mi-a plăcut. Nu vreau o mașină puternică, ci una de oraș. Și omul a calculat că mașinuța electrică l-ar costa cam 1000 de lei pe lună, relatează ziare.com. 1000 de lei pe lună costă Dacia Spring? Ratele. Pui cauciucuri pentru fiecare anotimp, adică practic ai cauciucuri de primăvară, cauciucuri de vară, de toamnă, de iarnă sau ceva de genul ăsta. La BMW, în schimb, costurile sunt cam mari. Zice dânsul, dețin un BMW seria 7 din 1996. Cu motor V8. Ticule, nu ne zice câți litri, iar prețul carburantului pe lună se învârte în jurul la 1800 de lei. Asigurarea mai este 4.115 lei pe an și impozitul 3.560 de lei. Deci cred că mașina are semnificativ peste... Nu, cred că are peste 3 litri la impozitul, da, 3.500 de lei. Dar n-are motor foarte mare. La un motor... Păi asta, cred că 3 litri. 3 litri și ceva. Un 3. V8 din anii 90 putea să sară de 5.000 și atunci dar nu cred că... 10.000 de lei impozitul. Dar nu cred că poți să faci V8 mai jos de 3 litri. Păi asta, cred că are cel mai mic V8. Ce motor ai? 1.300 de centimetri cu V8. Da. Sunt niște cilindri mici și foarte mici. Practic ca niște eprubete, da. Bun, adevărul e că puțin dintre cei care vor să-și ia mașini scumpe, știi, sau care își iau mașini scumpe, se gândește și la costurile permanente asociate cu mașina respectivă. Că ții mașina și după care, știi, mulți se gândesc, mi-am luat mașina, am rezolvat, am dat banii, bă, dar am mașină. Bă, nu, că după aia trebuie. Așa era odată cu telefonul mobil, știi? Nu știu, se gândeau că trebuie să-și facă și abonament, da, sau să plătesc o cartelă, dădeau bip. Așa și cu mașină. Bip. Iată ce zice domnul. M-am săturat în Timișoara să am veșnic consum de peste 20-24 de litri la sută. Bă, băiatule, nici Subaru nu consumă atât. În condiții de circular noaptea și dimineața de vreme. Aș vrea o mașină mică și economicoasă pentru necesarul zilnic, scrie șoferul. Poate că ar trebui să facem o discuție cu ascultătorii noștri despre ce mașină au avut care consuma cel mai mult. Da. Ce mașină și cât consuma mașina respectivă, ca aia ții minte, adică te traumatizează la un moment dat. Oricum, eu cu Subaru ăla pe care l-am avut, oricum aș fi mers, bă, mai jos de 10 litri la 100, n-ar reuși să cobor niciodată, niciodată. Nu exista posibilitatea. Iar în sus ducea cât voia el. Și i-au răspuns mulți proprietari de Dacia Spring, dar iată acest mesaj care sintetizează foarte bine răspunsurile ce îi spune un domn care are Dacia Spring. Asta ca să nu mai ziceți că râdem de această mașină. Spune, mașina este perfectă pentru oraș. O am de 3 luni. Mai încarc și acasă când nu găsesc stații libere. Un plin mă costă cam 25-30 de lei. Uh-huh. Bine, și cât merge cu plinul? Bro, 300-200 de kilometri. Nu era o întrebare serioasă. Nu plătiți parcare și impozit. Nu se plătește parcare pentru mașini electrice în România? Nu. În România, încă în Norvegia, în alea? Nu, în București știu sigur. Serios? Și mi se pare că nici hibridele nu plătesc. Dar asta nu știu sigur. În trafic se mișcă foarte bine și ușor, da, pentru că motoarele electrice au cuplu disponibil instantaneu și atunci este simplu. E silențioasă comparativ cu benzinarea, e foarte ușor de condus. Dacă sunteți pretențios care se uită la minusuri și nu la plusuri, mașina nu este pentru dumneavoastră.
Deci să te concentrezi, practic defectele le ignori. Asta este ce zice dânsul. Da. De când o am, nici nu mai vine să conduc Golful, care mi se pare foarte bădărană, comparativ cu Spring-ul. E prima dată când am auzit. Da. Dar să știi că am vorbit cu Mircea Meșter, de la Autocritica, amicul nostru Mircea Meșter, care are și el are o mașină electrică, cred că are un Hyundai Ioniq sau ceva de genul ăsta, și el fiind jurnalist auto. Foarte mulțumit și mi-a zis, băi, zice, acum că mă urc într-o mașină de-asta cu motor termic, este o senzație foarte stranie, că vibrează toată, bârâie, se aud zgomote, zice, mă simt foarte ciudat. Diferența de condus este evidentă. Da, da. Să vezi cum e că mergi cu trolebuzul. Și bâzâitul ăla electric, dar e și cu oameni, cu socializare, cu greu te întoarci în mașină. Sigur. Da, iată ce mai zice omul respectiv. Dacă decideți până la urmă să o luați, înarmați-vă cu foarte multă răbdare, pentru că veți avea de așteptat. Acum înțeleg că se livrează la 8 luni. Da, eu am așteptat după ea 7 luni, zice, dar am înțeles că alte persoane au stat și 10 luni și ITP-ul se face la 3 ani și nu la 2, ca în cazul mașinilor. Asta e ultima... E și ultima pe listă. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.